Din păcate, suntem prea grăbiți sau prea seduși de campaniile de marketing și cele publicitare, încât cu proprii bani și cu o încredere totală în miraculul spotului publicitar, achiziționăm produsele noastre de toate zilele. Când alegem niște produse, ar trebui să ne ferim de cel puțin următoarele ingrediente din cosmeticele și produsele pe care le folosim: glicerina, conservanți și parabeni. Parfumurile sunt considerate rețete secrete și, din punct de vedere legal, companiile nu sunt obligate să dezvăluie toate ingredientele pe care le folosesc, ca și măsură protecționistă împotriva concurenței. De multe ori s-a dovedit că parfumurile conțin zeci de compuși sintetici. Câteva preparate periculoase sunt considerate ca fiind în top 5 ale celor mai cunoscute produse alergene, care cauzează astmul. În urma unor testări s-a depăstat că în multe dintre rujuri se găsește plumbul. Ultimele cercetări arată că în corpul uman nu există toleranță pentru plumb, deci nu există un nivel de siguranță în acest sens. În concluzie, orice cantitate de plumb este dăunătoare corpului uman, cu aspecte grave la femeile gravide. Marea majoritate a rujurilor și derivatele acestora este făcute din grăsimi animale, în combinație cu alți compuși chimici și aromatici. Timp de o viață, femeia înghite 3 kg de ruj. Șampoanele sunt la fel de nesănătoase, însă cu multă încredere sunt cumpărate de noi și le folosim pentru igiena copiilor și a noastră. Aceste produse conțin ingrediente care sunt surse cancerigene, nemai vorbind că majoritatea conțin glicerină animală. La această listă se adaugă și toate lacurile de unghii și vopselele de păr, creme de corp și aproape toate cosmeticele pe care le folosim zilnic. Antiperspirantele au rolul de a bloca toxinele pe care corpul nostru le elimină prin glandele surodipare, eliminând și mirosul de transpirație, care este un fenomen normal. Majoritatea femeilor care au folosit minimum 10 ani acest produs sunt predispuse la cancer la sân. Fluorul anorganic este toxic și dăunător corpului uman și tricloxanul este un pesticid. Deși conțin glicerină animală, acestea sunt adăugate în majoritatea pastelor de dinți. Mulți dintre compușii chimici sunt dăunători pe termen lung și totuși aceste paste de dinți sunt recomandate de stomatologi pentru că fac bine la dinți, dar nu și la sănătate în general. Se recomandă să vizităm magazine naturiste și să căutăm cosmetice și produse de îngrijire natural, care ar trebui să conțină puține ingrediente, dar eficiente. Astfel, folosim produse cosmetice într-un mod prin care să prevenim contaminările bacteriale. Nu utilizăm produse cosmetice ale altor oameni direct din recipient. Utilizăm bucăți de vată sau aplicatoare de unică folosință. Natura ne oferă o gamă diversă de ingrediente. Fiecare ingredient, fie el de origine vegetală sau minerală, are proprietăți bine definite. Această diversitate naturală favorizează crearea de largi game de produse eficiente, foarte naturale și sănătoase.